Un copil de nici 4 ani din Gorj ar putea rămâne fără un ochi după ce s-a rănit într-un loc de joacă administrat de primăria Bumbești. Jiu, disperată, mama copilului a cerut ajutorul inspectorilor OPC care au închis locurile de joacă, dar a făcut și o plângere penală. Femeia are nevoie de 7.000 de euro pentru un transplant de cornee. Incidentul a avut loc la mijlocul lunii trecute. Era împreună cu băiețelul de 3 ani și jumătate și copilul mai mare. Micuțul se dădea într-un leagăn fără spătar, iar cât mama lui s-a întors la celălalt copil, micuțul a căzut pe spate, iar leagănul l-a lovit în ochi. Am dat pe cel mic în legănuș și pe cel mijlociu aici în balansoarul acesta. Pe cel mic l-am împins de 3 ori cu legănușul. Am zis că până mă duc eu la celălalt să-l împing și pe el. Când am venit la el, a căzut pe, așa, el are tendința de a cade pe coate și cum a căzut, i-a venit fierul acela fix în ochișor. Am văzut că îi curge sânge lichid acela rozaliu, am fost cu el sus, după aia am spus soțului și am fost la urgență, de la urgență, deci de la noi, de la sat, ne-a trimis la Târgu Jiu. La Târgu Jiu ni s-a spus că trebuie operat de urgență. I s-au acordat micile intervenții de urgență. Și apoi a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Copilul fusese lovit din greșeală de către fratele lui. Inspectorii OPC au fost primii sesizați și au decis închiderea locurilor de joacă până la remediere. Primarul din localitate spune că vina este a mamei, dar chiar și așa va ajuta familia cu un sprijin financiar. Într-adevăr, incidentul s-ar fi întâmplat în spațiu de joacă, dar dintr-o neglijență a unui frate mai mare. Adică copilul a fost lovit cu un echipament din spațiul de joacă de fratele mai mare și părinții nu erau acolo. Copiii se supravegheați în spațiul de joacă, nu sunt lăsați așa de capul lor. Da? Mama spune că era acolo. Mama spune ceea ce dorește dumneavoastră. A fost și la mine de dimineață, dar eu nu analizez lucrurile astea din perspectiva ceea ce, eu știu, s-a întâmplat. Important este sau nu. Nefericit este că s-a întâmplat. Am purtat o discuție cu familia și cu tatăl și cu mama de dimineață. Le-a spus să aducă documentele medicale și o să încercăm să-i sprijinim dintr-un principiu de solidaritate umană. Adică nu pentru că am avea o culpă. Femeia a declarat că a depus și o plângere penală. Urgentă ar fi însă intervenția chirurgicală la ochi. Transplantul de cornee ar trebui realizat în cel mult 6 luni, iar costul operației este estimat la 7.000 de euro, bani pe care femeia nu i-are.